Doamne, deci este plin de cireșe, plin, plin, plin. E lumina cam proastă, dar în rest, superbe. Să vă mai arăt că mai am ceva. Am un cais care au 4 caise, sunt atât de frumoase. Am una aici și încă una aici, e superbă. Și încă una aici. Doamne, sunt așa frumoase. Mă uitați cât sunt de frumoase, superbe. Știți voi că v-am arătat eu într-un video că am un păr mic aici, a făcut și el 2 pere. Ia uitați pe ele. Deci are 2 pere. Deci el este micuț. Deci imaginați-vă că, nu știu, cât 3 palme, să zic, și el are deja 2 pere. Deci uitați cât de fenomenală este natura și cum poate crea Dumnezeu așa ceva. Deci mi se pare superb că el atât de mic a făcut, domnule, 2 pere. Am venit și zmeurică, e cam mică, dar da, a mai fost una, am mai mâncat una. Ia uitați ce mică e. E super, super mică. Dar, da. Avem lumină, dar vreau să vă arăt că am lăsat aici pernuța pentru că tigrii efectiv o spală și o bălește în fiecare zi când o prinde și am adus-o aici pe scăunel. Aici am măsuța și am pus eu câteva cărți și am amenajat așa un colț drăguț. Aici am acest scăunel care va fi și el la un moment dat util, dar până una alta vreau să vă arăt că am primit un pachet de la Bastor cu L'Oréal Paris. Și am primit în felul următor. Am primit această loțiune cu efect de iluminator care se poate aplica și ca bază și în fondul de ten și ar putea fi combinat în mai multe situații pe tenul nostru, dar eu sunt curioasă, nu am încercat-o încă și chiar vreau să văd ce și cum face. Eu am aici o nuanță deschisă. Cam acestea ar fi nuanțele. Este o loțiune cu efect iluminator, intensifică strălucirea naturală a tenului. Chiar sunt curioasă. Vom vedea ce și cum, dar până atunci haideți să vă arăt și altceva. Asta rămâne pe data viitoare. Am fost în LC Waikiki și am văzut la ei că erau reduceri foarte, foarte mari. Sincer, nu-mi trebuia mare lucru, doar că îmi trebuiau niște tricouri. Eu nu am tricouri gen așa mai Disney, să-i zic, și am găsit câteva variante care mi-au plăcut și la un preț accesibil, bumbac 100% și am zis că de ce nu. Haideți că întorc camera să vă arăt și vouă. Am trecut prin DM, îmi trebuia mie o mască de păr și am găsit-o pe aceasta care mi-a atras atenția de la Green Cosmetic, nu știu dacă așa se numește, cu 96% ingrediente naturale. Nu a fost foarte scumpă, până în 20 de lei, doar că mi s-a părut interesantă și ambalajul și ingredientele și miroase și foarte bine. Vă arăt imediat și textura ei.
Ca așa arată textura, dar are un miros absolut minunat. Sunt curioasă cum va fi, pentru că s-a terminat masca pe care eu o aveam. Cea cu banane, care v-am și arătat-o în produsele terminate. Și am zis că hai să încerc și altceva. Și am văzut gama aceasta nouă, nu știu dacă mai era în DM până acum sau dacă ați încercat-o, spuneți-mi și mie despre ea. Pentru că la mine este prima oară când o încerc. Și ia să-i pun capacul să nu... așa. Și am mai luat două măști, pentru că știți că v-am spus că am mai luat încă două. Din acestea de la Beauty of Johnson, urmează să-mi fac și unghiile astăzi, care sunt foarte bune și eficiente. Deci, sincer, vi le recomand din tot sufletul. Credeți-mă că dacă le încercați, veți vedea o diferență. Da? Lasă-mi să vă spun, această mască de păr conține ulei de cocos și... ia uitați ce mai conține și se lasă 5-10 minute. Cred că este și varianta în română, da, și clătiți după. Da, ne place, vom vedea și ce eficientă va fi. Am luat și aceste șosete cu 17 lei, sunt mai multe bucăți. Nu știu câte sunt. 7 perechi. Am luat această cămășuță, care este din bumbac 100%, am luat-o într-o mărime mult mai mare pentru a fi largă și nu a nu se lipi pe corp, are aceste detalii aici, stați așa că se aude nașpa de la... are acele detalii în lateral, îmi place foarte mult, arată și bine aici, nu știu la voi pe cameră cum se vede, dar este un verde cu un pic... despicătura aceasta. Asta este o cămășuță clasică, dar am vrut-o eu într-o variantă mai lărguță. Cămășuța a fost 25 de lei. O să se audă un pic mașina de spălat pe fundal, îmi pare rău, dar nu am ce face pentru că v-am zis că am băgat la spălat. Și mai avem acest tricou, tot așa am luat o mărime mult mai mare, să fie larg, oversize și să pot, poate fi purtat cu pantaloni scurți. Are aici aceste strasuri, dar nu mă deranjează că oricum. Și larg, foarte larg, simplu, frumos, elegant. Cam așa arată, îmi place această domnișoară de pe el. Tricoul dinainte a fost 23 de lei, acesta este cu Minnie și Mickey, v-am zis că mi-a plăcut pentru că este așa cu Disney, alb, simplu, larg, la fel am luat XL, să fie mare, să fie larg, să fie frumos. Și să mă simt comodă în el, pentru că despre asta e vorba până la urmă. Iar ca și preț a fost, media vă spun, 17 lei. Și pentru că v-am spus că am avut ceva cu personajele Disney, am luat și acest tricou cu Pink Panther. Nu știu dacă așa se pronunță, dar sincer mi-a plăcut, este așa cu bej. Sincer, nu prea mi-a plăcut aici desenul acesta, pentru că mi se pare că am plasticos și mă gândesc că se va duce la spălat. El zice că ar fi bumbac 100%, a fost 20 de lei, dar mi-a plăcut. La fel am luat o mărime mai mare. Eu purtând L, câteodată și M, am luat XL. Nu știu cum sunt croite, efectiv. Sunt momente când îmi vine M-ul, sunt momente când îmi vine L-ul. XL-ul pentru mine îl iau câteodată... pentru a fi comod și foarte practic, să nu mă strângă, să fie larg, să-mi transpir, să nu nimic. Și da, port și XL câteodată. Nu știu cum sunt mărimile niciodată. Mi se pare că tot timpul sunt diferite mărimi. De exemplu, la H&M sunt un M. Ba sunt un M, ba sunt un L. La LC Waikiki sunt M, mai bine zis L, nu M. Așa. Deci diferă, cred că de croi, de nu știu, de mai multe aspecte. Și XL-ul iau pentru a fi comod. Comod pentru că nu suport hainele să mă strângă. Nu știu voi cum sunteți, dar la mine câteodată prefer un tricou din acesta larg cu, nu știu, cu pantalon scurt și aia. Da, le bag la spălat și ne auzim mai încolo. Că ești așa frumos. A cui? Da, ce frumos îi, Doamne. Ce faci, măi, frumusețe? Hai, ți-am adus puțin pe pică, papă. Bag acolo.
Doamne, este drăguț de leșină lumea. Am scos un piept de pui la deschețat pentru că vreau să fac niște pârjoluțe. Iar aici am pus la spălat niște cartofi pe care vreau să-i pun la fier, vreau să-i fac așa cu unt. Adică după ce-i fierb să fie așa natur, cu unt, cu ceva ustroi. Sperăm să-și iasă treaba. Ăștia trebuie să-i spăl și să-i curăț. I-am mai spălat într-o apă, i-am mai pus încă într-o apă să-i spăl. Și acesta trebuie să-l mai pun un pic la microunde la deschețat pentru că nu s-a dezghețat și se pare că trebuie să mâncăm și noi ceva astăzi, pentru că aceasta este 1. Vreau să vă arăt că am desfăcut aceste șosețele și arată cam așa. Și urmează să ne le punem în picioare, să vedem dacă va face ceva. Dar ce cute sunt acestea. Da, și pisicile vor. Dar sunt foarte faine. Stai, tigri, cu minte. Deci tigri este mai fascinată de aceste șosețele decât eu. Dar le-am pus în picioare. Și stăm să vedem dacă au ceva. Dacă fac ceva. Au cremă în interior, dar vom sta și vom vedea ce și cum vor hidrata. Cum să facem curat? Dăm cu aspiratorul, schimbăm litiera și mai vedem ce mai facem. Ce faci, Garfi? Vrei să ne saluți? Hai, salută fetele! Dai un besito la fete? Ce faci, dragă? Dragă? Ești frumoasă? Da. Suntem foarte, 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 foarte drăguți. Oh, tu frumoasa lui mami, tu, drăguța. Am schimbat lenjeria și am scos pilota la aerisit și nu cred că o să o mai punem pentru că este foarte cald, 40 de grade. Și na, pe fundal, haideți să-i dăm bice că mai avem de aspirat. Da, și să-mi pun și eu telefon la încărcat aici. Avem și prima recoltă, vinete. Deci că astea sunt vinete rotunde. Și astea sunt aragor. Sunt curioasă cum vor ieși. Sunt primele pe anul acesta și sunt din grădina noastră. Da, minunat. Arată foarte fain. Dați seama ce mare s-au făcut. Ia uitați. Bombiță. Avem și primele roșii sherry. Cred că așa se numesc. Cherry? Da. Și albenga. Albenga. Și alte roșii. Auziți, se numesc albenga. Eu nu știam. Important e că vin, pardon, din grădina noastră proprie. Și sunt naturale. Și ei, prima recoltă pe anul acesta. Și avem și cartofi. Stați să vedeți. Cam așa sunt și cartofii. Au crescut destul de mari anul acesta față de anul trecut. Ia uitați, sunt destul de mărișori. Așa. Iar aici avem vișine. Bine, eu nu sunt prea cu vișinile și cu fructele și cu fructele pentru că sunt dulci. Și eu ne mâncăm dulce. Dar cartofii, bună treabă pe anul ăsta, recoltă.
vroiam să vă arăt ce am primit de la Alex. Am primit acest fir, care este foarte, foarte lung, cu lămâi, care probabil voi folosi ca și decor sau la poze. Mi se pare foarte fain. Am înțeles că l-a luat din Pepco și a fost 16 lei, în caz că sunteți interesați. Să știți că aveau și ghivece cu acest model de lămâi. Da, foarte fain. Ne-am văzut zilele astea și s-a gândit să-mi facă un cadou drăguț. Și super mulțumesc pentru că s-a gândit să fie cu tematică. De la ea am mai primit, am rugat-o eu să-mi cumpere această cutie care a fost 11,99 lei, iar în cutie mi-a pus o surpriză și mi-a luat mănuși pentru grădină cu lămâi, foarte drăguț și foarte interesant. Iar în cutie, ce să vedeți, eu știam că îmi va duce doar acest lip oil de la NYX, dar ce să vedeți, mi-a făcut o surpriză și mi-a făcut acest cadou super și super mulțumesc pe această cale, pentru că da, de la ea am mai primit și un bronzer de la NYX, pe care vi l-am arătat eu în produsele cu cel cu fondul de ten cu tir-tir. Și aici avem un spray de fixare cu marshmallow de la NYX. Am înțeles că este o nouă lansare, nu știu nimic despre produsele lor. Am doar un creion de buze, care știți despre el, cred că vi l-am mai arătat eu. Aici mai avem un gel de sprâncene cu pentru fixarea sprâncenelor, cred, Brown Mascara, și el este un produs nou pentru mine, v-am zis, pardon, nu am mai avut produse de la NYX, decât creioane de buze, atât. Aici, la fel, că este o nouă lansare, este un tuș, care arată foarte fain, îl vom încerca și vom vedea. Iar aici avem un blush cu două nuanțe. Haideți să le desfac să vi le arăt și vouă totuși. Nuanța de la... De ce nu pune focus? Lip oil arată așa, este foarte faină. Nu este închisă, dar arată foarte bine. Acesta este aplicatorul. Dar va arăta bine vara aceasta pe buze. Eu zic că este o nuanță foarte faină. E un burgundiu așa, dar pe buze se va vedea super bine. Arată așa, au două nuanțe, un roșu mai închis și un roșu mai deschis spre corai, dar arată foarte bine. Haideți să-l facem un swatch. Prima aplicare pe mână, sincer, sunt foarte cremoase, nuanțele sunt foarte faine. Nu știu cât se vede acolo la voi, dar sunt cremoase. Primul este lip oil-ul și celelalte două sunt blush-ul în două nuanțe superbe, dar cremoase, sincer. Voi vedea cum se aplică pe ten. Îi mulțumesc pentru aceste produse minunate și că am ocazia să le testez, sincer. Iar aici mai avem acest spray de fixare, care imediat vi-l arăt, care este așa, cu această pensuliță. Este o nuanță deschisă, sper să mi se potrivească, o să revin cu o părere despre aceste produse și la voi după ce le folosesc. Este și tușul lichid cu pensuliță, nuanța aceasta de mov, foarte fain, pentru festival mi se pare superb. Fain, superb! Deci, foarte faine swatch-urile și foarte fain și tușul. Nu știu de ce nu mi-l ia. Ah, gata. Garfi face scandal, mă duc să-i dau drumul. Cam acestea fiind spuse, cam atât cu vlogul de astăzi. Doar că ce vreau să trag eu un semnal de alarmă cu cei care abandonează animale, în special pisici, căței și tot felul, pentru că în ultima perioadă în fața blocului a mai apărut o pisică și încă o pisică. După cum ați văzut în videoul care l-am lăsat cu acea pisică roșie, la fel, părea o pisică foarte bine întreținută, dar probabil era abandonată. La fel, mai este încă una cu pete, care la fel este abandonată. Eu am deja 5, după cum știți, dar dacă pot să le hrănesc și să le mai dau și lor o felie de bucurie, știi cum e, fără ai din ce ai, și mai ales perioada aceasta animalele au nevoie de apă, mâncare, pentru că este foarte greu cu perioada
aceasta de caniculă și dacă puteți să faceți bine, faceți-l și nu mai răniți animalele. Nu le mai abandonați în pungi, nu mai faceți răutăți. O prietenă de-a mea, Decea, care v-am spus că mi-a lăsat și cadoul, a găsit doi pui care erau abandonați într-o pungă, unul avea ochișori, unul nu, la roata unei mașini, ceea ce mi se pare terifiant, nu poți să faci așa ceva, nu i-ai dat o șansă la viață la animăluțul acela și hrănește după cum se poate cu biberonul. Dar acum sunt bine, o să îi cer și eu câteva imagini cu ei ca să-i vedeți. Dar mi se pare terifiant ca om să faci așa ceva. Nu te poți numi om, pur și simplu. Pentru că este foarte greu perioada aceasta, mai bine să faceți bine decât să faceți rău, pentru că și așa rău se face destul. Mă duc la servici pentru că este târziu, ne vedem data viitoare. Vă pup și vă îmbrățișez. Cleuțchi se ține după Gabi pentru că se pregătește și el să meargă la muncă. Și da, avem companie. Mergem la servici și ne vedem data viitoare.